Astăzi vă prezint pachetele cu spanac. Eu sunt Camelia și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie pentru aceste delicii pachetele cu spanac. Pachetele cu spanac realizate cu un aluat rapid care se face în 5 minute și acest aluat este bun și pentru rețetele dulci, dar și pentru rețetele sărate. Și rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo găsiți de la rețete dulci la cele sărate, la tratamente de păr, unguiente, creme pentru față, săpun realizat la rece, matematica pentru copii și multe, multe altele. Găsiți de la cozonaci la checuri, la fursecuri, la biscuiți, de la borș la sarmale. Bună ziua și bine ați venit la Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi vom face pachetele cu spanac. Eu l-am tras la tigaie și acum depinde câtă umplutură doriți. Jumătate de kilogram de spanac am avut congelat. L-am pus și l-am tras la tigaie cu usturoi, cu puțină sare. Vom adăuga parmezan, o lingură, două, și aceasta va fi umplutura. Și pentru aluatul nostru, l-am făcut ieri și am făcut, după cum știți, dintr-un singur aluat, am făcut și o rețetă dulce și una sărată, au ieșit delicioase. Deci fursecuri umplute cu fructe uscate și fructe confiate sau cu nuci, cu rahat, depinde cu ce doriți să le umpleți. Și cele sărate umplute cu crembuști. Și astăzi vom face tot sărat, dar umplut cu spanac. Și acesta este aluatul. L-am scos puțin mai înainte de la frigider, să se mai încălzească puțin, vedeți? Și ingredientele pentru acest aluat sunt puține. Și se face foarte, foarte repede, nu trebuie frământat foarte mult. Și pentru acest aluat vom avea nevoie de 400 de grame de brânză de vaci sau de ricota, 400, să fie scursă brânzica, fără zer. Apoi vom avea nevoie de 250 de grame de unt și circa 500 de grame de făină. Și un praf de sare. Acesta pentru aluat. Pune cele 400 de brânză de vaci sau de ricota. Eu astăzi am ricota. Așa. Se face foarte, foarte, foarte repede. Vom pune și 250 de grame de unt. Pur și simplu le punem așa aici pe toate. Am să iau o furculiță. Să amestecăm așa puțin untul cu ricota. Deci unt la temperatura camerei. Și o să punem și un praf de sare. Vedeți? Așa. Și acum o să amestecăm așa puțin ricota sau brânzica de vaci cu untul. Vedeți? Nu prea mult. Și acum vom adăuga făina. Am deschis cuptorul la 200 de grade și sus și jos. O să le facem rapid. Așa. Și acum vom adăuga făină, o parte din făină, ați văzut, mai bine de jumătate am adăugat. Și o să amestecăm imediat și cu mânuța
Așa. Deci cred că intră toată făina și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa, și am să mai adaug. Și acum o să facem cu mâna. Și o să luăm și o să strângem așa aluatul. Și o să-l frământăm puțin. Nu trebuie frământat prea mult. Este un aluat super fraged. Și dacă doriți ca aluatul să fie dulce pentru aceste prăjiturele cu umplutura dulce, adăugați puțin zahăr în interior, în jumătate din compoziție, și jumătate o lăsați sărată. Așa, am să adaug și restul de făină. Și acum să amestecăm așa și strângem. Vedeți? Pur și simplu strângem aluatul. Eu o să-l pun aici pe masa de lucru, să-l facem mai bine. L-am adunat aici în bolul nostru. Acum doar o să strângem așa, ca să-l compactăm. Așa. Și simțim la mână dacă este nevoie sau nu de făină. Da? O să vedem imediat, după ce mai strângem așa puțin. Așa. Ideal ar fi, după ce facem aluatul, să-l ținem măcar o jumătate de oră la frigider. Dar având în vedere că eu sunt în direct și nu l-am făcut înainte, am să bag imediat la cuptor câteva și restul le voi face după aceea. Așa, vedeți, este aproape gata. Ia să strângem. Așa. Cred că nu mai trebuie făină. Și strângem așa bine. Imediat o să și vedem dacă mai e nevoie. Strângem să unim untul cu brânzica și cu făina bine. Imediat vedem. Uitați. Așa. Deci cam asta ar fi aluatul. Am să mai presor puțină făină. Așa. Și cum am spus, ideal ar fi să-l dați la frigider. Să se întărească puțin untul în interior. Așa. Și acum. Vedeți cum arată aluatul? Așa. Îl lăsăm la odihnit și acum să întindem și să umplem. Dar înainte de a întinde acest aluat, vedeți? Așa, vom termina umplutura. Cum am spus, spanac congelat, punem o lingură, două de ulei într-o tigaie, 2-3 căței de usturoi, apoi punem, după ce s-a undit bine usturoiul, punem spanacul congelat sau proaspăt, acum fiecare pune ce are. Sare și puțin piper dacă dorim, căpăcelul deasupra și până scade bine, bine, bine. Acum vom adăuga o lingură, două de parmezan. Amestecăm și aceasta este umplutura simplă. Așa. Și aici vom pune o lingură, două de parmezan. Fiecare pune cât crede. Așa, eu am să mai pun încă o lingură, să fie mai bogat. Și acum amestecăm. Bună ziua și bine ați venit tuturor! Astăzi suntem din nou în direct. Și cât timp vor sta la cuptor aceste pachetele, noi o să facem... am să vă arăt fondantul meu făcut din bezele gumoase. O să-l colorăm și ia uitați
ce minunății se fac. Vedeți? Și aceasta o să fie după cât pachetelele stau la cuptor, ca să facem ceva. Și acum amestecăm bine parmezanul. Puteți pune și cașcaval, și brânzică de oaie, și brânzică de burduf, și caș. Caș de vacă, caș de oaie, ce brânzică doriți. Așa, sare adăugați doar dacă este necesar. Eu am pus foarte puțină pe spanac și cât mai are parmezanul. Și amestecăm așa bine totul. Și nu ne rămâne decât să întindem aluatul. Așa, vedeți? Eu am încălzit cuptorul la 200 de grade și vor sta circa 10, maxim 15 minute. Vom avea nevoie și de această formă să tăiem pe deasupra. Aluatul nostru încă este tare, ia să-l tăiem și să luăm doar o bucățică din el. Așa, a stat la frigider, untul s-a întărit. Așa. Și am să-l desfac așa bucățele ca să se încălzească mai bine. Vedeți cum arată aluatul? Așa. Așa. Și îl întindem așa și îl punem așa aici. Și acum vom întinde prima bucățică. O să presurăm puțină făină pe masa de lucru. Presurăm puțină făină și o să întindem aluatul. Așa, să dau deoparte să ne facem spațiu să putem întinde. Și acest aluat este universal, se face foarte repede. Este un aluat fraged. Este delicios. Să-l încercați, să vedeți ce bunătate. Așa, vedeți? Ia uitați. Și dacă e nevoie, ne mai ajutăm cu puțină făină. Și vom face așa, pachetele micuțe. O să mai pun puțină făină, să nu se lipească. Și acum vom tăia în două, am să tai așa. Și cu această formă voi tăia așa. Acum vom pune puțin din umplutura noastră aici, pe mijloc, că după aceea vom tăia și vom face pătrățele. Așa. Acum vom lua partea din față și o aducem aici. Ia uitați. Așa. Și vom tăia așa pachetelul nostru și vom face pătrățele. Vedeți? Ia uitați.
apăsăm așa puțin. Cred că este prea mare. Și tăiem. Vedeți? Hai să întind o și le așezăm așa aici. Una, două. Așa. Se vede, da? Așa. Și să continuăm. O să întind o altă foaie. Presurăm făină. Întindem așa frumos. Vedeți cât de subțire este? Cam așa ar trebui să fie. Și acum să punem din umplutura noastră. Și am să pun așa aici. Una. Așa. Tot așa o să dăm puțin cu făină și pe formă să nu se lipească. Și vedeți? Și acum nu ne rămâne decât să întindem și să tragem peste. Așa. Și acum voi tăia. Se vede, da? Așa. Și facem aceste pachetele. Și am să tai mai aproape de... Să le facem mai mici. Așa. Imediat întindem și acum să punem la în tavă. Uitați. Punem în tavă așa pachetelele noastre, vedeți? Vedeți? Și acum voi lua și voi trage aluatul peste. Așa.
Acum voi tăia surplusul. Apăsăm așa pe mijloc puțin. Și acum le punem în tavă. Iertați. Da, cred că o să le dăm pe aceste la cuptor la început. Și uitați, vedeți? Pachetele cu spanac și dăm la cuptor. 200 de grade, circa 10 minute. Ia uitați-le cum arată. Ce spuneți? Cum au ieșit? Sunt super! Ia uitați! Așa. Și le așezăm așa aici. Cum am spus, le puteți da și cu gălbenuș să fie mai lucioase. Dar având în vedere că eu le fac pentru casă acum, nu le-am mai dat. Și puteți pune și susan și mac deasupra. Așa. Sunt un deliciu. Ați văzut, se fac foarte repede. A luat-o în 5 minute, este gata. Ia uitați cum arată. Vedeți? Sunt super.